Războiul afișelor este un ingredient omniprezent la toate campaniile electorale. Democrat-liberalii și social-democrații se acuză de nerespectarea locurilor de afișaj, dar și de presiuni pe care organele statului le fac asupra oamenilor PSD-ului. În ziua de 27-a 10-a, orele 11:30, pe strada Mihai Viteazu, un tânăr lipea afișe pe stâlpi și gard de beton. S-a oprit pentru a-l legitima. Au venit două persoane care au început să ne spunem să-i lăsăm în pace. Noi i-am rugat să plece și l-am legitimat pe băiatul care lipea afișe, urmând a-l sancționa. Acesta a refuzat să semneze însă și l-am lăsat să plece. A apărut imediat domnul consilier Farcaș, care a început să rostească insulte și amenințări la adresa noastră, somându-ne să nu ne mai legăm de ei, de oamenii PSD-ului, că altfel o să rămânem fără servici. Chiar dacă am început cu echipe reduse de afișare, exprimându-ne la începutul campaniei dorința de a afișa doar pe locurile legale, nu am putut lăsa ca orașul să devină portocaliu și atunci am încercat să contrabalansăm acea pondere de afișe pentru un anumit candidat. Din păcate, toate echipele care au fost în stradă la afișat au fost legitimate, au fost notate și de către poliția comunitară și de către poliția municipală, cei de la ordine publică. Ieri, una din acele echipe a fost legitimată și intimidată de către poliția municipală, de către două echipaje pe același loc. Am fost acolo la solicitarea lor, speriindu-se, ne-au chemat pe noi. Am fost filmat personal de către poliția municipiului, nu știu pentru ce, probabil vor să facă un film cu noi, și folosind un ton destul de sever. Toate astea pentru a ne intimida, pentru a ne face să renunțăm la acea dorință noastră de a echilibra forțele dintr-un oraș. Pentru asta am luptat în 89, pentru o Românie pluripartid. Primarul Leureanu afirmă că dacă până acum au fost date numai avertismente pentru afișajul în afara spațiilor legale, de astăzi poliția comunitară va da amenzi pentru astfel de activități. Eu anunț clar dictatura legii în roman, fără doar și poate. Legea trebuie respectată, indiferent de cine este el. Nu facem niciun fel de rabat, iar dacă am fost înțelegător, vă rog să mă iertați că am dat numai avertismente. De azi trecem la amenzi.